Bună ziua și bine servit de profulaie, sănătate tot la aici. Bine, tu ești, bine cum ai luat cu voi. Așa, dar aș vrea, haideți să începem lecția cu adevărat. Până acum ne-am distrat, da? Suntem aici, să știți. Da. Urmează să vă propun așa. Vă rog să vedeți numărul următor. 2, A, 3, B, numărul 2, A, 3, B, să se găsească A și B, A egal cu cine? B egal cu cine? Așa încât numărul ăsta se divide la 3. Poate. Adică să se divide la 3. Numărul ăsta să se divide la 3. Să se împarte la 3. Știu. 4. Uite, uite tata. Eu 6. Uite, uite tata. Pofu. Da. Uitați. Deci aici a venit 2 cu 3, 5. Da. 0, 1. Deci, deci A plus B trebuie să facă 1 odată, da? Dar știu. Odată. Altă variantă. A plus B să facă cât? A plus B să facă 0. A plus B, tot 1. 1 ai spus foarte bine ca să dea 6, da? 2 și cu 3, 5 cu... A, da, știu eu. Pot să spun A plus B să facă, stați mai puțin, să facă 4. 4! Excelent! A plus B să facă 4, de ce? Că 5 cu 4, 9. Da, mai dă un număr. A plus B să facă, stați mai puțin. Eu spun, stop cartier, nu! 7! Da? Să facă 7. De ce le știe? De unde știa? 4, 7, de ce crezi? Pentru că 2 cu 3, poate 5. 5 plus 7, 12. Așa, 12. A plus B mai poate să fie cât? Te uitați ce simplu! 1 cu 3, adică e din 3 în 3. Asta e. Deci, stai, aici e 10. 10, sigur că da. După 13. A plus B să facă 13. 13, 16. A plus B să facă 16. 19. Și A plus B să facă cât? 19. Dar așa în continui. Ia să vedeți, mai poate 19, da? Se poate A plus B să facă 19? Stai puțin. Așa mai departe. Se poate A plus B să facă 19? Da. Cum? Păi, A plus B 19. De exemplu, 15 cu 4. Cum poate să fie 15? Cifrele pot să fie 15. Eu n-am auzit în viața mea de asta. A, dar o că nu. Asta nu mai putem. Asta nu mai putem. Asta nu-ți mai poate. 9 cu 9. 9 cu 9 fac 18. M-a spus să șterg cu mâna. De se poate și 18. Dar păi nu, A plus B nu merge că nu-mi dă mie la multiplu de 3. Bun. Acum A plus B egal cu 1. Care sunt variantele? Luăm A plus B să facă 1. Și ce variante găsim pentru A și pe B? Oh my God. 0, 1, 1, 0. Așa. Deci A egal cu 0, B egal cu 1. Sau A egal cu 1, B egal cu 0. Da. Să vedem varianta A plus B egal cu 4. Care sunt posibilitățile? Știu eu. Și așa mai departe. Ia să vedem aici. Cât să fie? Da. A, bine. A egal 0. Așa. B egal 4. Corect. Mai departe. O prima chestiune. Alta. A egal 1. B egal 3. Hei, dă-se mai poate și... Egal, stai. A, dar și așa mica. Asta, de ce așa pedepsit? Asta e un B. A egal 10, B egal 9. Așa, A egal 2, B egal 2. Da. A egal 3, B egal 1 și așa mai departe. Da, uite ce observăm. Ridiche, Noemi, uite ce observă, Ridiche. Are varianta și invers. Asta da! Păi e foarte important că cifra sutelor și cifra unităților, dacă se locuiește, e un alt număr. Aha. Deci este important, da, important aici, să le asta nu mai este, pentru că de ce? Deja avem aici.
De ce nu-i bun? Da, deja avem un aici. Că ne-ai întors de așa ne-ai prins tu. Deci corect, corect. Deci nu mai, de la un loc la jumate se repetă, da? Asta nu mai e și a mea. A egal cu 2, B egal cu 2. Băi, nu, nu e nimic. Ce faci tu? Să registrează. Treaba? Bun. Dacă A egal cu 2, B egal cu 2 și le schimbăm poziția, mare importanță? Da. Nu, aici nu mai are, ci importanță mai are. Nu, nu, nu mai are. Ba da, ca o 2 și pe o 2, dacă le schimbăm poziții, unitățile cu sute... Pavel! Păi nu! Mă, nu la fel! Păi nu la fel! Uitați! 2, 2, 3, 2. Acum să schimbăm. Da. 2, 2. Dar cum ne-ai schimbat? Când ne-ai schimbat? Păi vedeți că nu se schimbă, știu eu. Se notează. 2, 1, 2, 2. Ce ați mai uitat o chestie? Nu fost, mi-a uitat o chestie, uite, n-a scris-o. 2, 4, 3, 0. 2, 0, 3, 4. Sunt mai multe. Să vedem toate numele concrete, da? Faci așa mai departe. Deci, hai să le scriem pe toate care le avem. 2, 4, 3, 0, ajung eu aici, da? 2, 0, 3, 4. Apoi... Mai avem pentru 7. La 7 câte posibilități? Cu cât crește numărul, cu atât posibilități sunt mai mari. Până la 10, la 13, la 16. Foarte multe numere. Și așa mai departe. Copiii care nu. Avem final. Adică un număr finit. Nu există și așa mai departe să continuăm la nesfârșit. Vreau să vă atrag atenția copiii că aici exercițiul este deosebit de frumos. Interesant pentru că avem două necunoscute, apropo. Da? A fost situația când am avut aici două necunoscute, cum mi-ați cerut voi. Și cei care numai prindeau varianta A plus B facă 1, să facă 1 până la... 15 cu 4. Așa. Noi n-am cerut așa ceva, apropo. Deci... Noi am cerut un exercițiu cu două necunoscute. Păi cu două necunoscute aici. Așa nu se poate lua, nu? Adică, de exemplu, 1, 5, 4, 3, 9. Să zicem că nu se poate lua 15 plus 4. A, nu, 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 băi. Nu, nu, nu câte două. Da. De pe toate cifrele din componența numărului. Ca să fim clar că e vorba de un număr și aveți un necunoscut, să punem bară deasupra. Da. Da? Deci asta este. Când îi punem bară, înseamnă că asta e cifra miilor, sutelor, zeci și unități. Deci, mamă! Da? Bun. Acum aș vrea să vă dau încă o chestie interesantă. Cerut așa. Să vă dau un exercițiu cu două necunoscute. Cu două necunoscute. Cu două. Uite așa. Vă rog să vă notați exercițiul, chiar vreau pe căițelul voastre. 2 ori x plus 3. Deci 2. Da. Totul de mulțit cu 5 ori y plus 4 este egal cu... Să mai puțin că nu am vieță. Egal cu 8. Stai mai puțin, n-am scris. Poți să fac la tablă? Ce să faci, că abar nu ai nimic de nimic. Acum mi-am amintit. Știu, ne-a spus o dată doamna la școală. Ne-a spus că n-am învățat. Uitați. Ia să vedem. Eu și pe asta, o știți voi pe asta? Da, logic, o știu eu. Vedem, nu știi nimic. Nu știi nimic? E logic, o știi și tu nu știi nimic. Știu eu. Păi sunt două necunoscute. 2 ori x. Da. Ei, hai să ne gândim așa. Într-adevăr, este o chestie foarte frumoasă. Foarte, foarte frumoasă. Care știu eu. Pentru că avem un produs de două paranteze. Cât ori, cât să facă 2 ori o paranteză. Nu. Cât cine mulțit cu cine să dea 8. Știu eu. Cât mulți cu cât? Da, da, 2 ori 4. Da, sigur, dar o variantă. 2 ori 4. Adică asta să fie 2 și asta să fie 4. Sau foarte bine asta, 4? 1 ori 4. 1 ori 8. 1 ori 8. 2 ori 4. Sau 4 ori 2. Sau 4 ori 2. Deci hai să luăm pe variante. Prima, una din variante. Așa se face pe variante. Sigur că asta e tare, asta e tare. Deci 2 ori 4. Nu, nu. A. Adică zici paranteza asta 2. Să fie 2x. Păi, 2x. Cum trebuie să scriu? 2x plus 3 să fie egal cu 2. Și cealaltă să fie 4. Și dedesubt 5y
plus 4 să fie egal cu 4. Păi știu eu cum se poate să fie 4, să fie 2. N-am înțeles. De aici, de aici acum muncim, să vedem. Păi da, uitați cum se muncește. Deci priviți. Noi întâi asta sau asta? Deci, în primul caz, da, am gândit varianta asta să fie 2. Deci doi, o facem pe asta. Asta să fie 4. Da, deci am înțeles. Acum facem. Pentru prima. 2 ori x. Da. 2 ori x egal cu 3 minus 2. Cum să fie 3 minus 2? Cât face 3 minus 2? Minciună. 2 minus 3. Păi ne dă minus 1. Păi că minus 1 face. Se poate. Deci asta nu, nu furnizează soluții, înseamnă. Fiindcă egal cu cât? Egal minus, cu minus, minus 1. 1. Și imposibil. Imposibil. În, în, ca, ați în momentul greșit. Ăsta. Din face, s-o face și pe asta. Poate și aici ați greșit. Ia să vedem. Aici e 5 ori. Da, asta e. 5 ori Y plus 4. Deci, 5 ori Y plus. Nu plus. Egal. 4 minus 4, asta e posibil. Da. Asta e posibil. 5 ori Y egal cu 0. 0. Y egal cu 5 ori cât se facă 0? 5 ori 0. 5 ori 0. Nu. Păi, păi nu y, ne dă 4. Y egal cu 0, pur și simplu. Da? 5 ori cât se facă 0? 5, Y trebuie să fie 0. Deci, asta dă pe Y egal cu 0. Dar de asta pe X, pe X nu-mi dă. Nu-mi dă X, da? Cu alte cuvinte, nu am pe X în varianta. Deci n-ați făcut bine. Nu, în varianta asta nu găsesc soluții. Doar o altă variantă, a doua variantă. O dau eu. Nu, a doua variantă, cât ori cât să facă 8. Există varianta 2 ori X plus 3, da, să facă 1, 4. 8, 1 ori 8. 4 asta și să le învârtim. Să le, da, să le și 1 ori 8. Și 1 ori 8. Haideți, 1 ori 8. Ricky. N-am înțeles. Păi, eu da. Eu am insistat, dar deci, încă o dată, Riche, vreau să fii atent ca să putem să înțelegi foarte bine tu. Deci cât ori, cât sunt de 8? Toți divizorii lui 8. Ne gândim la divizorii 8. Care sunt divizorii 8? 2, 4, 8, 1, da? Și acum, cât ori, cât 2 din ei sunt de 8? Nu? 2 din ei înmulțiți fac 8. Și am luat varianta 2 ori 4, adică prima să fie 2 și alta 4. Poftim? Dacă n-am varianta asta, trebuie să fie 4-2? Și 4-2. Tocmai asta vreau să spun acum. Deci vine 2x plus 3 egal cu 4 și 5y plus 4 să facă cât? 2. Așa. Și de asemenea mai avem ce variantă? A treia variantă. A treia variantă, ai spus tu mai devreme, 2x plus 3 să facă 1. Da, și 5y plus 4 egal cu 8. Și 4, a patra variantă, 2x plus 3 egal cu 8. Și 5y plus 5y plus 4 să facă 1. Ei, așa mai de mi-ați cerut cum se poate face la nivelul vostru o ecuație de asta cu două necunoscute. Acum am aflat. Variant, ideea este asta, fiind înmulțite două paranteze, puteți gândi și două paranteze. Dar am o întrebare. Dacă sunt numere, dacă aici e un număr foarte mare, ne gândim cât ori cât să fac acel număr? Nu, uita. Adică se face doar pe variante sau mai e și o modalitate? Numai pe variante, ca să găsim toate posibilitățile. A, și de exemplu, la ecuație trebuie să găsim toate posibilitățile? Neapărat. Aha. Deci asta este important. Da? Vreau să vă atrag atenția că aici vă puteți gândi la o paranteză acoladă, o negășiți frumos. În partea asta, altă ordine, alte găsițiu. Și puteți să găsim și la mulțire să dea un lucru concret și până locuiți una din litere. Apropo de ce v-am spus, să faceți un exercițiu foarte tare pentru data viitoare. Profesor, dar nu-i nimic de
dacă greșim și noi, cum ați greșit dumneavoastră aici? Deci, varianta în care nu găsim soluții într-una din variante, nu e nicio supărare. Așa, iubi. Deci trebuie să găsim, da? Trebuie să găsim soluții, probabil, până la capăt. Nu cred de greșit, eu găsim soluții, da? Vă amintiți că noi am făcut un exercițiu data trecută, când primul exercițiu care l-am făcut, paranteză de acela cu acolată dreaptă, când de dus rău 1. Și facem un altul care îți dea 8 și le mulțim unor 8 și îmi punem paranteza aceea toată mulțită cu cealaltă paranteză să facă 8. Vă putem un model de exercițiu, vreau să văd dacă e bun, tot dacă cu două necunoscute. Vreau să văd dacă se poate. Unul plus 6. Construiești la comunic. Da, unul, imediat. Hai să vedem. Hai să vedem. Nu știu dacă se poate, vreau să vă întreb. Da. Mă, mi-a șters ideea. S-a șters ideea? Din cap? Cum vă știam? Și asta e din cap. 8, 3. Toți cum, ce spunem aici? Băi, trebuie să fac 3 la 2, 3. Păi n-am. 3. Da. Noi ne-am jucat până acum, a fost în pauză, practic. Tot ce am făcut acum a fost pauză. Dar nu mai puțin să fac. Da. Lasă că... Da. Ia să vedem ce ne facem noi. Okay. Stați. 5. Vreau cu timpul că mai... Minus stați... Și trebuie să dau și un număr, un rezultat? Păi, dar nu se poate chiar la întâmplare. Tot ce ai făcut aici... Am făcut la întâmplare. Da, e totul la întâmplare. Ba nu, uitați, m-am gândit că 3 ori 9 face nu știu cât, 27, adică 27 la cât se împarte, știu eu. La 9? 57 de 35. 35 ori la cât se împarte, știu că se împarte la multe. Da. Ei, nu, aici în clipa asta nu se merge greșițiu, pentru că tu nu ai gândit o chestie ca să fie o mulțire de două paranteze. A, trebuie să o gândesc când ne dă... Totul păi eu știu atunci. În culise, da. Propunătorul are desfășurarea completă. Bine, dați un exercițiu și eu între timp mă gândesc, acum termin. Da, și nu vă uitați că scriu aici. Da. Știu cât de greu. Hai ca să faci lecția, că ne complicăm. Da? Ne jucăm acasă. Cu ieșiții de acestea interesante pe care trebuie să le facem. Da. Vreau să adunăm următoarele două fracții. 1 supra 355 minus 1 supra 432. Știu eu. 400... Cea mai mică variantă? Da. Știu eu. Trebuie să aflăm numărul care să fie cu același numitor, nu? Fără glume. Gata, suntem serioși. Știu eu. Ca să aflăm numitorul comun, descompunem numărul 355. Ca să vedem în descompunerea, da? Îl descompunem? Da, păi aflăm divizorii. Păi ca să putem să aflăm cel mai mic multiplu comun. A, 355. Egal cu... Știu eu. Păi punem bara aceea, nu? Ca să vedem descompunerea. Așa. Așa. Din 5 merge. Da. Păi de 432 să-l descompun? 5 ori 35 de 7 ori 5 ori 71. 71, 8 se împarte la 3. Ce părere avem de 71? Că trebuie să găsim... O fi el număr prim, are 71? Da. La 2 nu merge. Da. La 2 nu merge, la 3 nu merge, la 5 nu merge. La 9 nu merge. La 7, 7 ori să fac 71 nu se poate. La 3 merge. La 3 de ce? Păi 3 cu 5, 8, 8, 9, 5. Nu merge nici ăla. 3 cu 5, 8 cu 5. 13, nu merge. Dacă nu merge la început, nu mai merge nici următorul. Deci e număr... Prim, probabil, da? Dar la 7 nu se împarte, la 11... Ia să vedem la 11 se împarte. Nu se împarte. Gata.
Deci ei număr prim pentru că acum împărțim la 11 și a ajuns cât mai mic decât împărțitorul, da? Și zicem ori 71, te rog. Ori 71, da? Mă conduci din bancă ca să mergem să lucrăm, da? Hai, te rog, gata. Ori 71. Așa, da. Da. 355 este egal cu 5 ori 71. Să-l descompunem și pe 432. 432. Îl mă conduce în noi. Da. 432. În 2. Prin 2 merge. 2 în 4. 2 în 4 de 2. 2 în 3. 2 în 3 odată. Da. 12 în 2 de 6 ori. Da. Se mai prin poate 2. Împărți la 2. Tot prin 2, că e ultima cifră, da. Da. Stați mai puțin să văd dacă și la ce. Și la 3. Data viitoare, că da. Rămâne. A, rămâne divizorul, nu se pierde. 2 ori 2 în 2 merge odată. 2 în 1, nu se poate. 0. Lucrează și tu. 0. 2 în 1 de 0 ori. 16 în 2 de... 2 în 16, spuneam. 2 în 16 de 8 ori. Da. Ia prin 2. Ia prin 2. 2 în 10 de 5 ori. Da. 2 în 8 de 4 ori. Da. Iar prin 2. Așa. 2 în 5 odată. 2 în 5? 2 în 5 de 2 ori. Da. 2 în 14 de 7 ori. 7 ori, da. Aici de 3 ori. De 3 ori, da. 3 în 27 de 9 ori. 9 ori. Și de 3 ori. 3 ori și 3. 3 și 3 în 3 odată, da? Deci iată-l pe 432. 432 este egal cu? Cu 2 la 4-a. 2 la 4-a scriem noi, mi, da? Pentru că 2 îl întâlnim de 4 ori. Da, da. 2 la 4-a. Plus ori 3 la 3-a. Ori 3 la 3-a. Și acum, cel mai mic multiplu comun. Da. Cum se scrie? Cel mai mic multiplu comun. Da. Și pot scrie eu? Nu, nu, nu. Asta spun eu? Da, așa da. Cel mai mare 71. Deci luăm și pe cei comuni și pe cei necomuni. Dar dacă ne uităm la 2, mai vedem 2? Păi le luăm pe toate. Totul, da. Totul luăm. Absolut tot. Deci 2 la 4, 2 la 4, ori 3 la 3, ori 5, ori 71. Altfel, e de parte, aș zice, 355 exact. Ori 432. Pot să fac eu? Nu, am spus lucrez eu, da? Este cel număr pe care știa Noemi cel mai rapid. Nu? Când îmi mulțeam cele două, da. Ca să afli, da? Păi asta vreau să vă spun, nu se mulțește. De data asta aici am ajuns. Da? De data asta am ajuns aici. 350 și... Poți să vă conduc eu? Da. Cu cât am plitit aici, noi e mei? Unde? Acolo? Da. La fracția asta. 5,7. Cât am plitit? Păi dacă la 355 am pus mâna pe el, a rămas celălalt. A, da, 432. 432. A, și la celălalt? 355. 355, cel mai simplu, da? Și este egal acum. Poți să vă conduc? Da. Egal cu 350. 432. A. Da. 432. Ori 1 minus 355. Supra numitorul același, da? Că îl înmulțim 355 ori 432. Da. E rămas un pic derutat că n-am înmulțit și sus și jos pe fiecare, și pe, dar rămâne același numitor și pe urmă facem calculul. Deci am mărit un pic ritmul, da? 432, 355 supra produsul ăsta. Păi 432 minus 35 de 10... Minus 5, 5, 5 cu 2, 7. 7. După 10 minus 5, 5 și cu 2, 7. Tot 7. Și nimic. Nimic, da. 77 supra 355 ori 432. Da.
Bun. Acum am să... O să vă ajut eu la mulțire? Nu. Hai să mulțim totuși. Da. 355. 432. Te rog. Așa. 2, 8, 5, 10, 0, scriu 1, rețin 2, 8, 5 și 10 și cu 1, 11, 1, scriu 1, rețin 2, 8, 6, 1 și... 2, 8, 6, 2, 3, 6 și cu 1, 6. Corect. 3, 8, 5, 15 și scriu 1, rețin 3, 8, 5, 15 și cu 1, 16, 6 scriu 1, rețin și 3, 8, 3, 9 și cu 1, 10. Da. Așa. 4, 8, 5. A, da. 4, 8, 5, 20, 0, scriu 2, rețin, 4, 8, 5, 20 cu 2, 22, 2, scriu 2, rețin, 4, 8, 3, 12 și cu 2, 14. Așa. 0, punem 0, 6, 13, 31, rețin, după 3, 5 și 1. 5, de ce 5? Nu, păi... 2, 3 aici, da? Da, acolo 3, 5 și 1. 5 și 1. Deci cât este rezultatul? Poți să citesc eu? Da. 153.360. Deci egal cu 77 supra 153.360. Întrebarea este, este fracția asta ireductibilă sau are vreun divizor? Deci fracția asta se mai poate simplifica prin ceva și numărător și divizor? Nu se poate simplifica cea de jos. Doar cea de jos se poate, la 2. Păi nu trebuie, ca să fie reductibile, trebuie să găsim la 2 să se împartă și numărător. La 5, pardon. La 5. Dar doar partea de jos aia de dar nu, nu se poate face o simplificare decât dacă și numărător și numitor. Dar știe, e reductibilă. Este ireductibilă? De ce? Sigur, da, sigur. Da, sigur. De ce? Pentru că dacă am 7... Direct! Pentru că 77 se împarte numai la 11. Și la 7. Da, și la 7. Da. Și la 1. Deci la 7 și la 11. Astea sunt cei doi divizori. Da, și niciunul nu plecă. Dar în jos nu avem pe 7 sau 11. Ce divizori am avut jos? Am avut 2 la a 4-a, încorporat. Nu? 2 la a 4-a, 3 la a 3-a, 5 și 71. 5 și 71 fuseseră de la cine? La 355. Iar 432 de la, am avut încorporați divizorii care? 2 la a 4-a, 3 la a 3-a și cât a mai fost? 2 la a 4-a, 3 la a 3-a, atâta. 2 la a 4-a și 3 la a 3-a. Și nu am pe 7 sau pe 11 comun. Deci n-am un divizor comun care să fie și sus și jos pe care să împart. De aceea este ireductibilă. Spunem fracție ireductibilă, da? Ireductibilă. Nu, dar mi se pare mie sau... nu. Deci este fracție ireductibilă, da? Da. Acum vreau să vă... Altceva? Vă mai arăt încă un lucru. Se vede problema aceea, dacă vă mai amintiți, cu... Picioare și găini? Cu blocul. Da, cu scările. Apartamente. Cu trei camere și cu o cameră. Deci, într-un apartament... Da, cu într-un bloc sunt apartamente cu trei camere. Apartamente. Cu trei camere și garsoniere. Garsoniere, sunt cele cu o singură cameră? Da. Una cameră. Deci ce-a spus acolo? Într-un apartament cu trei deci, camere. Deci într-un bloc sunt apartamente cu trei camere și cu o cameră și garsoniere. O parte cu trei. Numărul total apartamente și garsonere la un loc sunt 17. Deci, total. Camere. Camere de la apartamente și la garsonere. În total, numărul lor. Da. Apartamente și garsonere. Sunt 17. Păi era o fază cu... 17 ce?
17 înseamnă numărul apartamentelor și a garsonierilor. În total, apartamente și garsoniere, da? Iar camere sunt camere. Numărul camerelor este să zicem... Aia sunt apartamente de 17, nu? 17 înseamnă și apartamentele și... Adică în total câte... Câte sunt? Câte apartamente și garsoniere la un loc. Iar dacă le numărăm camerele, sigur, la cele cu 3 vor fi câte 3 camere, iar la cea cu o singură cameră, o singură cameră, clar, nu? Și întrebarea care? Trebuie să indic și numărul camerelor în total. Numărul camerelor sunt 4. Hai să zicem așa, 43, nu? Da. Mă gândesc la unul. Ia să zic așa. 43. Să vedem dacă merge. 43. La întâmplare am dat numărul camerelor. Nu mă crezi. Păi știu că făceam un chestie. Păi știu că mai adăugăm un chestie. Apartamente și... Știu că făceam un apartament are 3 camere. Un apartament, da. Altul are 3 camere. Altul are 3 camere. Da. Și sunt și cele care au o singură cameră. Hai povestea să este... Să fie toate camerele, să fie toate apartamentele de 3 camere. Da. Adică 17 ori 3. Deci dacă toate apartamentele, cele 17, deci cele 17, 1, 2, 3, 17, ar fi cu câte 3 camere, numărul camerelor cât ar trebui să fie? 1, 2, 3. 17 ori 3. 3 ori 7, 2, 1, 3 cu 51. Deci dacă toate ar fi, atunci numărul camerelor ar fi, cât ar fi numărul camerelor? Ar fi 51. 51 camere. Nu se poate, nu e bun numărul de camere. Dar noi avem 43, da? Da. Am depășit numărul camerelor, să vedem cu cât facem, din 51. Scădem pe 43 și ne dă 12. Da, 12. 12, da? Cum? 13. Nu, știu eu că... 3 din 11. 8. Acolo 8. 8, da. Și nimic. 8. Nimic. Cu 8 ați depășit. Cu 8 camere. Din ce motiv am depășit cu 8 camere? Deoarece ați fost neatent. Nu. Deoarece ați fost mai puține camere decât camere. Deci am înseamnă că nu toate sunt cu 3 camere. Nu. Când am spus camerele bune, adică nu e 43. Da. Nu. Că a spus la întrebare, probabil. Da. Trebuia să mă gândesc la alt număr de 43. Nu, urmăriți-mă. Nu toate sunt. Sunt o parte și cu o singură cameră. De aceea. Fiindcă am 8 camere în plus. Sunt 8. Ștergem de aici 2. Păi da, șterg două pentru ca să rămână cu o singură... Știu, sunt 8 garsoniere și 43 de apartamente. Nu, 43 de camere cu în care sunt cu apartamente și 8 camere cu garsoniere. Da, garsoniera înseamnă o singură cameră. Da. 4 o singură cameră. Dar în total, numărul trebuie să rămână 17. Mm-hmm. Atenție multă. Punând, închipuindu-l sau presupunând că toate ar fi cu 3 camere, am depășit numărul camerelor cu 8. Da? Asta înseamnă că acestea 8 trebuie să le recuperăm. Da. Și le ștergem odată de la apartamentul 17 și lăsăm cu o singură cameră și o transformăm pe acesta în garsonieră. De la numărul 16, care era cu câte? Cu câte era? 3. Era cu 3. Da. Ștergem 2. Și sunt... Și acum, în clipa asta, câte am șters? Am șters 2 de aici, 2 de aici. 4. De la 16, de la 15, al 15-lea apartament, care l-am prescurs cu câte 3, ștergem încă 2.
de la al 14-lea ștergem încă 2, 2 și al 13-lea rămâne cu 3. Pentru că în clipa asta am recuperat 2 de aici, 2 de aici, 2 de aici și 2 de aici. Înseamnă 2 ori 4, 8. Exact surplusul. Concluzia este că în clipa de față pot să spun că avem câte apartamente cu câte 3. Apartamente cu câte 3 sunt 13. Iar garsoniere cu câte o singură cameră sunt 4. Deci problema are soluție. După ce am scăzut din 51 pe 43 și am găsit pe 8, pe 8 îl împărțim la 2, fiindcă ștergem câte 2 camere. Da? Diferența de la 3 până la o singură cameră este de 2 camere. Și faptul că ștergem câte 2, împărțim la 2 și egal cu 4. Și deodată ne indică 4 numărul garsonierilor. Numărul garsonierilor este 4. Și din 17 scădem pe 4 și egal cu 13. Asta era operația. Foarte, foarte frumoasă problema. Deci încă n-ați fost atenți. Am înțeles-o. Da? Mai ales era problemă că o fac. Păi, mutăm la același lucru, mutăm aici numărul camerelor. Să spunem... 59. 60. Atenție, trebuie să gândesc așa, că problema, când fac scăderea, să-mi dea un număr 4. 60. 60 de camere? 60 de camere, n-am voie, că maxim pot să iau 51 de camere. A, bine, atunci îmi dau eu număr 48. 48. Noi am 48, când scad din 51 pe 48, diferența cât este? Păi, este 3. 51, 48, 3, da? Trebuie să rămân la scădere un număr par. Corect, aici. Da. Trebuie să rămân un număr par, că sunt câte 2. Păi atunci ar veni 49, ar putea fi. 49 ar avea rost. Trebuie... Și acum o garsonieră. Aici trebuie să luăm un număr impar la sfârșit. Și când scădem din ăsta pe... Dintr-un număr impar, un număr impar... Impar și ne dă un par. Ne dă unul par. Asta e foarte tare. Deci, atenție, ce ai observat în noi? Aici este următorul lucru. Cum am nevoie să-mi dea totdeauna un număr par? Atunci o să luăm, cum am luat eu mai înainte 43, o să luăm 41 sau 39 sau totdeauna un număr impar. Că diferența două numeri impar este un număr par. Da, Vichinau, minus 3, 6. Și număr impar 6. 6 număr par. Da. Deci, e foarte tare chestia, atunci, da? Atunci, dacă și 49... Dar, Noemi și Urichi, vreau să fiți atenți. Noi am sesizat aici un lucru deosebit de frumos, anumit că, datorită faptului că diferența dintre numărul de camere 3 și numărul de camere din fașa versiune 1 este de 2 și eu trebuie să șterg câte 2, trebuie să împart la 2. Numărul care rezultă de aici, de la scădere, trebuie să fie un număr par, că numai așa se împarte la 2, știm bine, da? Deci, două momente sunt foarte importante aici. Să înțeleg că am nevoie de un număr par și că atâta vreme cât numărul total de camere înmulțim pe 3 cu 17 sau pe 3 cu alt. Ia să vedem cu 16 camere. Cât ar fi dat? Păi ar fi dat 15 apartamente și nu e bine 16 camere. De ce nu? 16 apartamente în total. 16 în total. Apartamente, adică cu 3 camere. Și 3 camere și cu unul, și cu o cameră. Tot numărul total al apartamentelor, da? Ce se merge? Da, știi, asta merge. Deci eu credeam că aici 15 în total. Credeam că aici spunea 16. Nu. Gata, facem ordine în mintea noastră ca să lucrurile să se clarifice. Atenție, dragi! Prin ceea ce formulez ca problemă, eu două lucruri dau. Numărul total și numărul camerelor în total. Deci două lucruri, da? Numărul total al apartamentelor și al garsonierilor și numărul camerelor în total. Cum făceam la biciclete și triciclete
și numărul roților, nu? Tot aceeași probleme. Bicicletele au o roată. Tricicleta, tricicleta, trei roți, da? Da, trei roți. Și bicicleta. Dar nu există în realitate. Există tricicleta aceea pentru copii care merg. Ah, da? Da, da. Da, există. Cu... Da? Da. Aia de-ai mergit un indicator. Aia, da. Așa. Insist. Numărul total, modific aici, da? Numărul total, dau o altă problemă. Numărul total egal cu 18. Așa. Și numărul camerelor egal cu maxim cât pot să dau numărul camerelor. Camerelor sau 5. 3 ori 24. 3 ori 3, maxim posibil 54. Nu? 3 ori 24, 3 ori 3 și cu 2, 5. 54, dau... Nu, 53. Să dau 53? Nu. Maxim se poate da 54, am spus. Și am să dau 43. Ia să vedem dacă merge problema. 43 camere. Da, trecută. Da. Câte sunt garsoniere și câte sunt apartamente? Păi... Da. Păi ați făcut acolo, profe. Sunt acolo. 18. Dacă toate ar fi cu 3, ar mai avea 18 ori 3. Atunci, da. Și face cât? Atunci, 54. Da, 54. Minus 43. Profe, pot să vă spun cam 43, da. Sunt 14 apartamente și este o garsoniere. Te grebești. Asta, acolo ne dă... 1. Și 1. Și 1. 11 se mai împarte la 2? Nu, se împarte la nu se împarte nimeni. La 2. Și ăsta e motivul pentru care am vrut să vă atrag atenția că în condițiile în care dau un număr par, atenție, când dau aici un număr par, de aici trebuie să fie tot număr par. Da. Când am indicat data trecută 17 în total, numărul camerelor trebuie să fie tot impar. Deci impar amândouă, da? Ca la diferență să-mi dea... Deci, în loc de 43, 42 pot să iau. Da. Și acum, din 54 scădem pe 42. Ne dă 12. Cine? Nu ne dă 12, ne dă 12. Ne dă 12, da, ne dă 12. 12 împărțit la 2 egal cu 6. Deci 6 împărțit la 2. De ce? Nu, 18 minus 6. Deci da. 6 sunt ce? 6 sunt garsoniere. Da. Le-am luat câte două. Deci 6 garsoniere. Restul 12 sunt apartamente. Da. Și până la 18, 12 apartamente. Care este ideea? Pentru ca problema să aibă soluție, deci să aibă soluție, să aibă rezultat, să pot face treabă, atunci când dau numărul total, număr par, și numărul camerelor trebuie să fie tot par. Când indic un număr impar, la numărul total, la camere tot impar trebuie să da. Deci notați, observație foarte importantă, n-am scris nicio problemă de aici. Hai să le scriem pe cele două. Să le scriem pe cele două, da? Spuneți așa. Da, să le știi că le-am luat mai încolo. Nu, 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 iau eu o altă problemă, că atunci am dat cu 3 și cu 2 camere. Acum am dat cu 3 și cu o singură cameră. De aceea e deosebirea. De ce am ajuns la un moment deosebit de frumos? Spuneți așa. Problema 1. Problema 1. Într-un bloc sunt apartamente cu 3 camere și cu câte o cameră. Nu mai spun în garsoniere, ca să nu pierdem, da? Sunt apartamente cu 3 camere și cu... Și altele cu o singură cameră.
sunt apartamente cu trei camere și cu câte o cameră. Da. Numărul total al apartamentelor este 17, iar numărul camerelor este 43. Numărul camerelor este 43. Rezolvare. Rezolvare. Da? Rezolvare. Presupunem că toate apartamentele sunt cu trei. Că toate apartamentele sunt cu trei camere. Dar am putea presupune că sunt și cu... Mergem și cu varianta aceea. Presupunem că toate apartamentele sunt cu trei camere. Atunci... Numărul camerelor ar fi. Atunci, numărul camerelor ar fi. Cât? 17 ori 3. Da? 17. Ori 3. Ori 3. Egal cu 51 camere. Da? Da. 51 camere. În problemă avem 43. Da? În problemă avem 43. Diferența, 51 minus 43, este de 8 camere. Capul sus la mută și aici și noi amin. Este de 8 camere. 8 împărțit la 2. De ce la 2? De ce împărțim la 2? De ce împărțim pe 8 la 2? Pentru că luăm 2. Fiindcă diferența dintre camerele la apartamentul cu 3 și la cele cu 1, diferența e câte de 2, da? Și când luăm câte 2. Și luăm câte 2, aflăm curpajele câte 2. Deci 8 împărțit la 2 egal cu 4. Apartamente cu o cameră. Ne-au rămas 4 apartamente cu o cameră și diferența până la 17, 14 apartamente cu 3 camere. Dacă modificăm numărul camerelor în loc de 43 și punem un număr par, e o prostie. Trebuie să punem întotdeauna tot cu 17 camere, deci tot cu 17 apartamente mergând, dar de data asta numărul camerelor trebuie să-l dăm totdeauna un număr impar, da? Pentru că în total este impar. De aceea dăm noi un alt număr în loc de 43 la numărul total de camere. Deci totalul, mergem tot prin varianta, total 17, camere, da. Să nu depășească 51. Să nu depășească 51 și să fie număr impar. Am dat 49 înainte? Nu. Poți să dai 49. 49, da? 49 camere. Ce facem acum? Din 51... Scădem pe 49. Da. Din 59 minus 51 minus 49 egal cu 2. 2 împărțit la 2 egal cu 1. Adică un apartament cu o singură cameră, da? Un apartament cu adică o garsonieră. Cameră, da. Și celelalte câte sunt? 17, nu 17, 16 16 din 16 sunt 16 apartamente cu 3 camere. Da? Iată că problema a avut soluție informată.
Mai dă-mi încă o soluție tu. Tot la fel, să fie 17. Da, cu tot cu 17. 40. Deci total 17. Și camere? 45. Camere 45. A, dar poate fi și mai jos, adică 30. A, niciodată. Deci da. Mă pot duce cât de jos? Ar fi interesant cât de jos mă pot duce. Să-mi depășească 17. Să nu mai jos de 17. Da, nu mai jos de 17. Dar 17. Ba da, 17 ar merge ca ar fi toate garsoniere. Da. Da. Deci numărul de camere poate să fie să, ca variante un număr cuprins între 17 și 51. Da, să de la 17 și 51, da? De la 17 și 51. Ha, mi-a trebuit să zic că e 45, că am dat eu cu 4. 26. 27, pardon. Așa, îmi pare. Așa, 27. Ei, repede facem 51 minus 27. 7 din 11, 4. 2 din 4, 2. 24 împărțit la 2. 12. Da. Ce sunt aceste 12? 12 sunt apartamente cu o cameră. Apartamente cu o cameră, da? Apartamente cu o cameră. Da? Apartamente cu o cameră. Iar până la 17, adică 5, apartamente cu 3 camere. Da? Facem un fișier, nu mai îl modificăm. Mai sunt 2 minute, am văzut. Unde? Am văzut până la 30. Da, mai, și nu mai bine în cap, că nu mai pune fișierul mai târziu, știți? Mm-hmm. Deci nu e nicio problemă. Ce insist eu, copii? Insist să vă spun că dacă numărul total îl dau 17, numărul camerelor trebuie să fie un număr impar și el, dar cuprins între valorile, așa cum ați văzut mai devreme, de la 17 până la 51. Dacă numărul total, varianta următoare, totalul, egal cu un număr par, adică, să zicem, 22 de apartamente total, numărul camerilor, camere, păi trebuie să-l dau tot par. Ar trebui și să aflăm 22 ochi să facem. Ca să vezi până unii maxim. Da, 20. Și ne dă 66. 66. Deci numărul camerelor maxim este 66. Și acolo putem pune... Stați mai puțin... Am putea și 44 și 48 și... Orice număr 36. Cuprins până la 66, da? Da? Și cel mai mic număr cu putință, par... Cel mai mic, 22. 22. Deci toate numerele, de la 22 începând, până la 26, până la 66, îți permit să formulezi fel de fel de probleme. Concret, să ne echipăm că punem aici cât? 22. 22? Da, 22 înseamnă exact toate camerele cu singură... nu, toate apartamentele cu singură cameră. În final am reușit să înțelegem așa. 22 am spus, da? În final trebuie să spun așa, Ricky, te rog să iei loc la o, așa, ca să punctăm și spuneți așa. Dacă numărul total este par, da? Dacă numărul total este par, atunci numărul camerelor este tot par. Da? Dacă numărul total este par, numărul camerelor este tot par. Iar... Cu alte cuvinte, numărul total de apartamente și de camere trebuie să fie de aceeași paritate. Adică am amândouă pare sau amândouă impare. Da? Da. Într-un cuvânt, într-o exprimare, să spunem matematic așa, numărul total și cu numărul camerelor trebuie să fie de aceeași paritate. Da, să fie de aceeași paritate. Ori am două pare, ori am două impare. Pentru numărul de 17, construiți 5 probleme. Da? Pentru numărul de 17 apartamente, construiți 5 probleme.
iar pentru numărul total de 22, 8 probleme. Da? Adică mișcați numărul camerelor și în felul ăsta veți avea cele 8 variante. Și data viitoare căutăm și vedem exact tema, da? Cine ar trebui?